Eu știu că tu ești, dar încearcă cumva și controlează-te. Pentru că îți faci rău singur. Doamne, doamne, nu-mi coace! Nu ai, aici. Nu ai, ci și mie, mi-ai zis la fel. Sarah, toată chestia, hă? Viața mea. Te așteptai? Nu. Cred că e tăiul cu mine. Vezi că îmi acoper la valier. Stai aici. Mă, fotbalistul, e nou castig. Mamă, ce mare. Salut, mâna. Bună, Valentin. Bă, cum așezi, nu? Da, te cunosc. Uite că a venit Ianca la tine. Ai dat, așa. N-ai apucat să vii tu la Ianca, a venit Ianca la tine. Păi, avem timp. Avem, sigur că da. Ați venit acum, nu? Când simt bine. Când eram rănat, nu mai veneați. Păi n-am avut cum să venim când erați rău. Și până astea treci afară, mamă, că e... Ce? Când chestiile astea treci afară. Că și afară nu e doar lapte și miere. Da. Doar că aici... Aici suntem sub lupă. Da. Toată lumea vă iubește, toată lumea vă transmite mai bine. Contează mai puțin toată lumea. Bă, da, să fiți fericiți. Ești supărat, Valentin? Nu. Nu? Eu obosit, e din nou aici aproape. Nu, chiar sunt bucuros. Da? Că n-am mai văzut pe mama. Te-ai încărcat un pic acum. Da. Mai puteți? Păi noi am venit să vă dăm putere. Aveți nevoie. Niște sfaturi. Vrei niște sfaturi? Da. Păi dacă mi le ceri, eu ți le dau. Sincer. Ce să zic? Deciziile vă aparțin. Comunicați mai mult. Da, asta e un problem. Comunicați și încercați cumva să vă găsiți momentele potrivite. Știi ce zic? Da. Pentru că sunt momente care nu și-au rostul niciun fel de discuții una peste alta. Și fiți direct. Băi, uite, e ce mă place la tine. Mai lăsați-l deoparte. Poți schimba ceva. Sau și invers, na. Și din partea ei, și din partea ta. Și vă spuneți exact lucrurilor pe nume. Eu nu știu ce doriți voi să faceți de acum încolo, dar din partea noastră aveți toată susținerea, adică... Vă mulțumim. Voi să fiți bine. Voi da, să fiți bine cu voi, important. Da? Eu înțeleg că sunt tensiuni, se acumulează foarte multe, dar încercați să le gestionați cum trebuie. Uite, și când vezi un gest care ție nu-ți place, spune, vin încoace. Uite, mie nu mi-a plăcut ce ai făcut. Crezi că poți schimba? Pentru că comunicarea este foarte bună. Da, și asta e un adevăr, dar unele mai putem să trecem așa. Da, eu am înțeles și nu m-am supărat. Auzi aici, pe moment, aș minți, da, a fost, m-am supărat, na, că și eu ca mamă să o văd de acasă tot timpul că plânge, nu mi-e tocmai ușor și mai ales că nu poți face nimic, adică chiar că nu poți face nimic. Și la cer, după, într-o ceartă, după aia ai văzut că tu când ești supărat și ea când este supărată, atunci vezi exact dacă sunt sentimente sau dacă nu sunt sentimente. Pentru că timpul aici este foarte scurt. Voi nu ați reușit să vă cunoașteți 100%. Da, dar nimeni nu înțelege asta. Da, da, exact. Nimeni nu înțelege asta, și, că nu... Ce contează, mă, nimeni nu înțelege? Și contează. Pentru tine, uite... Valentin, să știi că de cele mai multe ori a reacționat cu maturitate. Da, știu, dar i-am zis și eu. Da, deci da, controlează-ți când ești nervoasă, nu mai... Deci la nervi e cele mai proaste decizii. Eu știu că tu ești puțin căpoasă și ești căpoasă, dar nu rămâne așa. Trebuie să lași jos, trebuie să lași orgoliu, trebuie să lași tot, pentru că ai numai lucruri bune de învățat din partea noastră. De ce sfaturi pentru mine? Nu, să mai lăsați orgoliu și mândria. Și să vă iubiți mai mult. Mai multă iubire și mai puțină vorbă. Ai auzit, Elena? Când vă vine să vă certați, ori unul ori altul, astupați-vă gura.
Așa că dacă ea face figuri, ia stupe în gura, Elena. Altfel. Orice sau tu când țipă ea, iau așa, ia stupe în gura. Deci ai încăpățânată, dar nu, să știi că nu ți-aduce... Da, ți se pare că m-am schimbat de când am venit aici. Îți mai trebuie vreo 5 luni de stat în casa mireasa ca să te schimbi și să fii strong. Sunteți cei mai reali și cei mai frumoși. Acum îmi cer scuze că fiecare părinte își vede copilul cel mai frumos. Acum când o să... Dacă o să hotărâți să rămâneți împreună, eu nu știu ce simțiți voi. Eu văd, dar... Păi, dar ce crezi că tot ce scrie trece pe mână? Eu știu ce scrie. Uite ce scrie. El e fecioară, ca știe. El e pe 9 septembrie, tu ești pe 19. Păi da, dar vezi că fecioarele astea sunt cam perfecționiste, așa. Am zis că el e zonia fecioară, ca și mama, el e pe 9, mama e pe 19. Da, m-a făcut Anca astrograma, hai că nu știu să vorbesc, mă. A zis că sunteți 100% compatibili și în nebunie și în tot. Important e să vă înțelegeți atât, da, că restul vine de la sine. După ce mamele și-au sfătuit copiii, vizita era aproape de final, așa că au curs îmbrățișările și gândurile de rămas bun. De până acolo. Nu, ce vrei să plângi, ți-ar? Nu. Dar e să nu mai plângi. Să nu, nu plâng și nu plâng și nu o să plâng. Tu plângeai și când plecam de acasă, știu. Veneam o zi. Păi știam că... Așa sunt. O să vedeți și voi când o să aveți copii, cum este. Eu nu cuști. Viața mea. Să știi că suntem lângă tine, orice s-ar întâmpla, da? Da. Ce-mi place de voi, să știi, de tine și de Valentin. Ce mai frumos sunteți de aici, de la... Bă, bunii, vorbesc și uite, acum... mi se pare că Valentin mult mai bine decât la televizor. Mai frumos e realitate decât la televizor. Vorbesc serios. Aveți grijă de voi. Doamna Floare, a mulțumit încă o dată pentru că ne sunteți alături. Da. Să fiți bine. Nu vă mai certați. Sunteți și mai frumoși de aici. Și am prieteni la fel, toți să zic, cel mai frumos cuplu de aici. Să rămână. Sănătate multă. Mi-a părut bine că v-am cunoscut, tot ce vă doriți. Să ne vedem cu bine. Mulțumesc. Haide. Da, a fost ziua mamelor astăzi la Mireasa. Am văzut multe vizite. Ai avut emoții să... Ați avut emoții să vă cunoașteți posibilii viitori? Emoțiile au trecut când i-am văzut. Da. Era dor de ei la amândoi. Mai ales pe săptămâna trecută, care a fost așa mai haos, nu? Da. Și nici nu ne așteptam.